Percheziții și în cazul jafurilor de la Sineti, Hoi, care au îngrozit România, în colii de polie. Polici sublinierătii din Ilfov fac joi dimineață 4 percheziții în localitatea Alomician Movilica, în cazul mai multor furturi din autoturisme care au avut loc în zona pădurii Pustnicu, 4 persoane fiind duse la audieri, informează News.ro. Percheziile au legături cu cazul jafurilor de la Sineti. Suspecții au sustras sume de bani sublinierei carduri bancare din masă sublinierei lăsate nesupravegheate, în zona ora sublinierei Pantelimon, la pădurea Pustnicu. După comiterea furturilor, acest sublinieră ar fi folosit cardurile contactless pentru a face de peleci în limita sumei de 100 de lei. Cele 4 persoane suspectate de furt sunt duse la audieri la sediul poliției Pantelimon, urmând să fie dispuse măsurile legale.